Absolut. Este o investiție, educația este o investiție și tot ceea ce investim în copiii noștri vom culege, pentru că în fond și la urma urmei, dacă lor le merge bine, ne merge tuturor bine, pentru că ei sunt viitorul. De aici proiectul nostru care se numește Clasa Viitorului sau Școala Viitorului, ambele sunt folosite în funcție de situație. Ce cu soluțiile astea? Păi, noi am pornit de la premisa că toate școlile, indiferent dacă au sau nu au buget, ar trebui să aibă acces la tipul acesta de platforme. De ce? Pentru că doar așa putem să ajungem să facem cu adevărat o schimbare în învățământ, punând la dispoziție platforme, chiar dacă școala are sau nu bani. Bun găsit la un nou episod al podcastului nostru Ghidul Primăriilor. Sunt Ioan Chioreanu și vă salut cu prietenie. Aici la Ghidul Primăriilor, alături de inimoșii și implicații mei colegi, am pornit un proiect în care vorbim despre oamenii care schimbă în bine lucrurile în țara aceasta, despre România reală. Vorbim transparent, direct despre dificultățile cu care se confruntă și soluțiile propuse de experți, de cei care de ani de zile construiesc și ghidează comunități. Astăzi vorbim despre educație, un subiect extrem de complex. Nu despre cretă, nu despre perdele, despre caiete și plastelină. Trebuie și acestea, evident, dar mai mult aș vrea să vorbim despre viziune, despre strategii, despre soluții. Lumea se schimbă și școala se schimbă odată cu ea. Dacă vom continua să vedem școala așa cum o știm noi de pe vremea noastră, iertați-mă, e un termen destul de dur, dar ne vom nenoroci copiii, pentru că aceștia nu vor fi pregătiți corespunzător pentru competiția ce urmează. Trăim într-o lume competitivă. Trăim într-o lume competitivă în care elevul român trebuie să învețe și să fie cel puțin la același nivel, poate un pic mai bun, cu elevul german, francez, finlandez, grec, turc, chinez sau indian. Lumea se globalizează. Unde vor fi copiii noștri în 10-15 ani? N-avem de unde să știm. Putem însă să le oferim o instruire puternică, solidă, în așa fel încât să fie pregătiți pentru viață, să poată să stea pe propriile picioare și aici, în România, și în Australia, în Antarctica sau în Alaska. Se poate implica o primărie în educația copiilor? Evident, este chiar obligată să se implice ca și lider al comunității. Pentru că așa cum arată astăzi școala, așa va arăta mâine țara, spunea Spirul Aret în 1800 și ceva, iată, cu 150-175 de ani în urmă. Invitatul nostru de astăzi este domnul Ștefan Apăteanu, directorul general al companiei EduApps, o companie despre care să știți că nu vedem multe lucruri în presă, nu știm foarte multe, dar care a schimbat milioane de destine, fiind un vector fundamental, spunem noi, important în noul învățământ românesc. Bună ziua, domnule Ștefan Apăteanu, și felicitări! Vă mărturisesc că sunt surprins de ceea ce ați făcut dumneavoastră și colegii dumneavoastră pentru învățământul românesc. Bună ziua, mulțumesc frumos de invitație și suntem măguliți de această introducere. Sperăm să fim la înălțimea așteptărilor. Sunteți profesor, ați luat ca și alternativă la catedră inițiativa privată. În 2011 ați pornit prima sau printre primele aplicații de gestiune școlară din România. Ca să înțeleagă toată lumea, cum putem defini programele, aplicațiile de gestiune școlară? Cu ce ajută o primărie un astfel de program? De ce să-și dorească o administrație publică un program, o aplicație de gestiune școlară? Într-adevăr, în 2011 am lansat acest program, proiect, având la bază o finanțare europeană.
dar începuturile sunt de cu vreo 8 ani înainte, chiar de acest termen. În 2006 eu aveam deja de la Osim protecție pe interfețele grafice de la această soluție de management a școlarității, ceea ce înseamnă că, de fapt, catalogul acesta electronic și sistemul asociat, pentru că nu e vorba doar de note și de absențe și de absolute, era gata cu vreo 4-5 ani înainte, de fapt. Și am pornit să-l dezvolt de la o nevoie, nevoia de a lua decizii informate. La acel moment, eu eram cadru didactic la Universitatea din București și aveam nevoie să centralizăm toate datele parcursului curricular al studenților, astfel încât să vedem unde ei performează și în acest fel să știm cum să îmbunătățim planul de învățământ, de fapt, adică către ce materii să ne focusăm, unde trebuie insistat și așa mai departe. De aici până a ajunge să lucrăm cu școlile de preuniversitar, a fost o distanță destul de lungă, parcursă destul de greu. Noi ne imaginam că lucrurile vor merge mai repede, dar na, am mers un pic mai greu. Acum, de ce ar avea nevoie o primărie pentru de aceste date? Exact pentru același motiv pentru care am început noi dezvoltarea, ca să ia decizii informate. Nu poți să ajungi să faci proiecte decât având o bază solidă, iar această bază solidă vine din analiză. Analiza respectivă se face în baza unor instrumente de măsurare. Ceea ce punem noi la dispoziție sunt instrumente de măsurare care pot genera rapoarte care arată atât primăriei cât și directorului unde trebuie să se intervină din timp, tocmai pentru a nu exista probleme. Aici, dumneavoastră faceți o subliniere extrem de importantă. Educația trebuie privită ca și o investiție. Vorbiți ca și un antreprenor. Și acest lucru trebuie analizat și datele despre elev, despre produs, trebuie analizate și de primărie și de părinți. Și faceți această joncțiune și încercați să propuneți managementul datelor, de fapt, pentru părinți și pentru primărie. Absolut. Este o investiție. Educația este o investiție și tot ceea ce investim în copiii noștri vom culege, pentru că în fond și la urma urmei, dacă lor le merge bine, ne merge tuturor bine, pentru că ei sunt viitorul. De aici proiectul nostru care se numește Clasa Viitorului sau Școala Viitorului, ambele sunt folosite în funcție de situație. Da, aceste decizii trebuie luate fundamentat. Și într-adevăr, aici noi avem încă o problemă. De multe ori, deciziile sunt luate în absența tuturor informațiilor. Iar asta duce mai devreme sau mai târziu la decizii eronate, de fapt, care au un impact eronat. Și banii se risipesc, timpul se pierde, ajungem să avem frustrări și de o parte și de cealaltă. Pe de o parte profesori frustrați, pe de altă parte părinți frustrați, elevi frustrați cărora nu le place să meargă la școală. Adică se creează un efect de domino. De ce? Pentru că nu s-a pornit cu dreptul, pentru că nu s-a pornit pe o bază informațională solidă. Din 2011 și până acum, îndrăznesc să spun că pe undeva ați făcut treaba celor de la inspectoratele școlare sau de la minister. Ați căutat licențe gratuite, le-ați implementat, ați vorbit cu profesori, i-ați instruit, ați oferit consultanță pentru accesarea de fonduri europene, ați integrat soluții. O muncă oarecum de apostolat într-un mediu rigid de multe ori, ostil de multe ori, neprietenos, dacă este să ne exprimăm elegant. Haideți să vorbim de unde s-a pornit și unde s-a ajuns în 11 ani și să subliniem etapele, pragurile atinse, obiectivele îndeplinite, piedicile puse, proiectele derulate.
Da, într-adevăr, mă rog, nouă ne place să credem că avem o relație de parteneriat, atât cu ministerul, cât și cu inspectoratele și cu casele corpului didactic. Și de ce spun acest lucru? Pentru că însăși compania a fost înființată ca un spin-off în cadrul unui proiect gestionat de Autoritatea Națională de Cercetare Științifică care ține de Ministerul Educației. Deci finanțarea pe care am avut-o pentru a porni această companie a fost, să zic eu așa, mijlocită de către minister. Iar eu am accesat acele fonduri pentru că eram cercetător în cadrul Universității din București și aveam acest proiect. De acolo și până astăzi au fost foarte multe provocări. Spre exemplu, sistemul nostru de gestiune a școlarității putea face cu succes față la nivel național și totuși nu a fost folosit de la bun început așa, nu este folosit nici acum așa în mod centralizat de către minister, cu toate că e folosit pe tehnologii de tip cloud computing, care scalează în mod automat în funcție de numărul de utilizatori, este mult peste sistemul integrat informatizat din România, așa numitul SIR, care folosește tehnologii un pic mai vechi, acele on-premise, cu hardware care, mă rog, când își atinge parametrii superiori, pică. De atunci și până acum, noi am reușit să dezvoltăm și ne-a ajutat cel mai mult, vă spun sincer, pandemia. De ce? Pentru că am găsit o deschidere foarte mare la minister în momentul în care s-au văzut în fața faptului împlinit, respectiv de a trimite copiii acasă și profesorii totodată și de a desfășura cursurile online. Atunci, soluția noastră pe care noi o prezentam de mai bine de 8 ani a ajuns în centrul atenției. Noi lucram până la acel moment cu 300 de școli, acum am ajuns undeva la 5400 de școli cu personalitate juridică, ceea ce înseamnă undeva la 16.000 de școli în total, pentru că știți, în România există acele școli arondate și atunci, practic, școala cu personalitate juridică are, poate avea chiar și până la 11 școli arondate. Da. Noi lucrăm cu școala principală și prin cascadă dăm și către celelalte școli. Și așa am ajuns la cam 85% din școlile din România să folosească aceste soluții. Ce cu soluțiile astea? Păi noi am pornit de la premisa că toate școlile, indiferent dacă au sau nu au buget, ar trebui să aibă acces la tipul acesta de platforme. De ce? Pentru că doar așa putem să ajungem să facem cu adevărat o schimbare în învățământ, punând la dispoziție platforme, chiar dacă școala are sau nu bani. Așa că, așa cum a zis și dumneavoastră, am făcut o serie de parteneriate, atât cu Google cât și cu Microsoft, astfel încât să le oferim aceste licențe gratuite. Am căutat să folosim acele softuri care sunt cel mai des folosite și după absolvirea școlii, pentru că atunci când ajungi la un loc de muncă, ți se cere să știi și una și alta. Și atunci, în mod evident, nu putem să-i ghidăm doar către o anumită tehnologie, trebuie să le folosim pe amândouă, pentru că așa este corect și echitabil pentru toată lumea. Și atunci am pus la dispoziție aceste platforme, școlile putând să le acceseze într-un sistem automatizat, pentru că partea asta de implementare a contat foarte mult. Vă imaginați că majoritatea școlilor, undeva la 90% din școlile din România, nu au informatician. Nu pot să se bazeze pe cineva că știu să implementeze astfel de soluții. Iar noi am reușit pentru că am automatizat foarte mult, respectiv din câteva clicuri, școala putea ajunge să-și creeze conturile de utilizator, să-și creeze acele clase virtuale pentru ca profesorii și elevii să se poată întâlni și să poată continua studiile. Da, faceți două subliniere extrem de importante. Unu, invitați toate școlile din România care au un domeniu .ro să vi se alăture și acest lucru este extrem de important. Toți directorii de școală, toți primarii pot să spună că, măi, uite-te, școala XY să-și facă cont pe aplicația dumneavoastră și nu este o aplicație care este strictă a dumneavoastră, deja este de interes public ceea ce faceți. Asta este prima subliniere. Și a doua,
parteneriatul acesta cu vârfurile informatici mondiale, Google și Microsoft. Aici trebuie spus că atât Google și Microsoft sunt companii care își selectează extrem de atent partenerii. Ați inventat un concept în România, clasa viitorului.ro, și invitați școlile din România care au domeniu.ro să vi se alăture. Vorbiți-ne puțin despre acest aspect și despre această direcție pe care o deschideți și o consolidați. Într-adevăr, acolo cu două multinaționale necesită o foarte mare implicare. Toți cei care lucrează pe acest proiect sunt autorizați prin faptul că au obținut certificări de la cele două companii, astfel încât asta justifică și arată tuturor că știm ceea ce facem. Pe de altă parte, noi am continuat și cu programe de management pentru calitate și aici am implementat atât ISO 9001, care e bine cunoscut, ISO 27001, care este pe securitatea datelor, dar și ISO 37001. Ăsta este un pic mai exotic așa la noi. Este vorba de managementul antimită, respectiv noi trecem printr-un proces prin care foarte transparent suntem auditați de către companiile din exterior cu care lucrăm, tocmai pentru a se asigura că întreg procesul de achiziție la noi este unul transparent. Și așa lucrăm. Aceleași așteptări le avem și de la furnizori și, bineînțeles, același lucru proiectăm și către beneficiari. O asumare voluntară a unei astfel de certificări este, da, exotică în România, bine ați spus. Spuneam la început că ar fi greșit să ne gândim la școala din 2022 ca la școala în care am învățat noi, generația noastră. Lumea se schimbă. Auzim despre fel de fel de metode, sisteme, strategii, tehnologii implementate în Occident. Încotro ne îndreptăm noi cu învățământul românesc și învățământul mondial? Dacă puteți să ne conturați o fotografie a țintei de peste 10 ani, cum copiii care sunt acum în clasa 1, ce vor găsi în clasa 10 sau în a 12? Păi, ce vor găsi în clasa 10 sau 12, adică peste 10 ani, vor găsi exact ceea ce noi ar trebui să punem bazele acum. Asta de ce? Pentru că o investiție în educație își arată rezultatele peste 5-10 ani. De aceea este foarte important ce facem acum, ce facem astăzi cu educație. Educația este un concept foarte fluid. Educația, fiind un concept fluid, necesită o adaptare chiar an de an. Iar aici depinde foarte mult de felul în care, chiar la nivel de profesor, se înțelege acest lucru. Adică partea aceasta de pregătire profesională în educație nu trebuie să înceteze atunci când am luat gradația. Ea trebuie să continue an de an, astfel încât să te asiguri că folosești acele metode de predare, învățare, evaluare, care sunt și răspund foarte bine nevoilor elevilor, elevi care ar trebui să fie în centrul atenției, nu? Așa numitul concept de educație centrată pe elev. Ori nu poți avea educație centrată pe elev decât folosind niște instrumente care să-ți permită acest lucru. Și asta ține de toate aspectele, de interacțiune cu elevul la clasă. Bine, factorul politic are un cuvânt destul de greu de spus și încă nu am ajuns la o descentralizare reală a învățământului în România. Dar acest lucru, pe dumneavoastră ca și profesor, poate vă interesează, dar ca antreprenor nu puteți să interveniți. Unde pot primarii să vadă, să consulte lista finanțărilor nerambursabile dedicate educației?
câți bani pot accesa, câți bani există în piață. Este poate cel mai sărac portofel al primăriilor și cel mai sărac portofel care poate fi accesat de către primării. Vedeți, se investește și este foarte bine în conducte de apă, conducte de gaz, în băncuțe, în săli de sport, dar în educație sunt bani puțini. Da, sunt bani puțini, dar sunt. Și atunci, chiar dacă sunt puțini, trebuie accesați. Pentru a accesa fonduri europene, avem fonduri structurale .ro, spre exemplu, unde se poate aplica o filtrare și se pot afla acele finanțări care ajung să poată fi accesate de către administrațiile publice locale. Pe lângă asta și noi avem o serie de webinarii, avem și pagini de prezentare pe site-ul nostru, pe eduapps.ro, în care ghidăm primăriile să acceseze astfel de fonduri. Acum, problema e în felul următor. Majoritatea UAT-urilor înțeleg investiția în educație într-o investiție fizică în corpul clădirilor. E adevărat, educația înseamnă și acest lucru. Trebuie să ai, să asiguri un spațiu decent, unul în care să nu ai, știu, o toaletă în curte. Dar pe lângă chestiunea asta, cel puțin la fel de important sau poate chiar mai important, este ceea ce se întâmplă în clasă. Or, ceea ce se întâmplă în clasă depinde foarte mult de resursa umană de acolo, adică de profesori. Depinde de dotările pe care profesorul le poate accesa în clasă împreună cu elevii, astfel încât să ajungă să vorbească limba lor. Care e limba asta lor? Păi limba lor este digitalizată, să zic așa. Nu le spunem nativ digital, de ce? Pentru că majoritatea încep de la vârste foarte fragede să folosească tot felul de instrumente digitale. Folosesc tabletă, telefon, de când ajung în sala de clasă, se așteaptă să găsească tipul acesta de interacțiune. Ei învață altfel. Și ați spus în preambul un lucru foarte interesant pe care ar trebui să-l accentuăm. Elevii învață altfel decât învățam noi. Noi trebuie să facem în așa fel încât să ne adaptăm pe felul în care ei învață și nu invers, adică să încercăm pe ei să-i aducem la stilul nostru de predare, învățare, evaluare. Pentru că aici o să pierdem. Probabilitatea ca să ajungem să avem performanță în școli este atunci când elevii ajung să vină la școală de plăcere. Lucrul ăsta se întâmplă în momentul în care noi venim în întâmpinarea nevoilor lor. Adică creăm acea interacțiune la clasă în care implicăm pe toți, folosim instrumente digitale care creează, care dau această interactivitate și o luăm de la toți, nu luăm de la cei câțiva care ridică mâna. Asta trebuie să se înțeleagă. Toți cei din clasă trebuie să participe la oră. Ori aceste instrumente ne asigură că toți au această ocazie. Domnule profesor Ștefan Năpăteanu, vă adresez o provocare. Vorbim despre educația elevilor, ciclu primar, ciclu gimnazial. Ar mai fi nevoie de ceva în România. Educația adulților. Ar fi exagerat să vorbim despre educația adulților și aici, punctual, să știți că sunt foarte mulți primari, sunt foarte mulți consilieri locali, noi, intră în funcție, nu știu de unde să apuce, nu au un manual, nu au cu cine să vorbească, nu au un forum, nu au un mentor care, cu care să schimbe cel puțin idei. Totul se face, iertați-mă, nu e academic, lăutăresc, termenul este mai dur, după ureche. Da, sunt provocări la preluarea oricărui mandat. Acum trebuie să vedem în ce măsură se înțelege la nivelul consilierilor locali, la nivel de primar, că lucrurile nu pot înainta așa, pentru că dacă înaintează așa, nu facem decât să ne furăm căciula. Noi aici putem oferi partea aceasta de consultanță pentru primărie, astfel încât să se asigure că investițiile pe care le fac sunt coerente și converg cu scopul pe care trebuie să-l aibă o instituție educațională, anume acela de
a livra educație de calitate, astfel încât elevii să ajungă să performeze și să, mai ales, să nu aibă rată de abandon școlar, pentru că și asta este o problemă. Atât noi, cât și alte asociații ONG-uri cu care lucrăm au expertiza aceasta și este bine ca primăriile sau consiliile locale să apeleze la această expertiză înainte să ia decizii. O parte o fac deja, este adevărat. Vedem proiecte de la tot felul de primării. Primăria Ciugud lucrează cu noi, spre exemplu, și se vede că livrează performanță. Dar sunt și alte primării care livrează performanță lucrând cu specialiști în educație. Pentru că nu este nicio problemă să nu le știi pe toate. Este normal. Unde este o problemă este să crezi că le știi pe toate și atunci apar efectele acestea. Dar dacă există deschidere, cu siguranță există și soluții. Ați bătut țara în lung și în lat în acești 11 ani de experiență în domeniul educației. Președintele Klaus Iohannis a lansat proiectul său România Educată. După 11 ani, ați ajuns acolo unde visați. Cum putem să apropiem aceste două extreme atât de dureros de îndepărtate, învățământul urban și învățământul rural? Da, eu vă spun sincer că antreprenoriatul în educație e un pic masochist, ca să zic, să folosesc un termen mai brutal. De ce? Pentru că aici așteptările sunt întrunite foarte greu și îți trebuie o reziliență foarte mare, răbdare foarte multă pentru absolut tot ceea ce faci. Rezultatele apar destul de greu, cu pași mici. E adevărat că atunci când le vedem, ni se umple inima de fericire, pentru că știm că, uite, am contribuit la acest lucru și asta a îmbunătățit viața utilizatorilor care folosesc soluții de la noi. Dar, într-adevăr, se fac pași mici. Se fac pași mici pentru că nu există, în general, coerență. Coerența ar trebui să pornească de la centru. Adică, dacă se dau anumite măsuri, acelea trebuie duse la bun sfârșit. Avem o lege a educației care a fost ciopărțită, acum avem un alt proiect de lege a educației care iarăși aduce modificări majore. Nu știm ce va fi, cum vor fi implementate. Avem în ultimii 30 de ani cel puțin 30 de miniștri care s-au tot perindat pe la Ministerul Educației. Acest lucru nu poate decât să lasă o amprentă pe calitatea învățământului din România. Adică, e clar că dacă avem performanță, trebuie să avem în aceste poziții cheie oameni care performează și sunt lăsați să performeze mai mulți ani. De ce? Pentru că schimbările în educație se produc în timp. Se produc în timp și cu investiții foarte mari. Știți că există acel pact de 6% pentru educație. Păi n-a fost niciodată pus în practică. Educația n-a primit niciodată 6%. Cum să faci investiții în educație fără bugetare? Nu ai cum. Deci, suntem încă, îmi pare rău să zic, dar suntem încă departe de la ce ar trebui să fie. E adevărat că finanțările acestea europene, cei aproape 4 miliarde de euro, care vor fi pompate în proiecte educaționale gestionate de către Ministerul Educației, care este autoritatea de management, oferă o perspectivă bună, dar cheia este la cum vor fi puse în practică. Pentru că aici nu este suficient să achiziționezi echipamente, cât este de important să asiguri formarea și dezvoltarea profesională a profesorilor. Oricum să faci lucrul acesta dacă profesorii, spre exemplu, nu sunt testați periodic. Noi nu avem un sistem care testează profesorul an de an. Și asta spune multe. La final, vă rog o pledoarie de un minut. Știți ce ar trebui făcut? Trimis o scrisoare tuturor primarilor și consilierilor locali care să înceapă așa: dragă domnule primar, știți câte lucruri bune ai putea face investind în educația elevilor? Știi cât de mult vor aprecia părinții sau bunicii elevilor aceste lucruri? Știi
că sărbările câmpenești sunt faine, dar trec, pe când educația rămâne. Cum convingem, într-un minut, un primar să privească și în această direcție? Cred că avem această oportunitate în perioada aceasta. De ce? Pentru că mulți primari încep să se gândească tot mai serios la educație și o văd ca pe o investiție, o investiție care se întoarce în favoarea lor. De ce? Pentru că până la urmă, dacă copiii sunt fericiți și merg de plăcere la școală, și părinții sunt fericiți. Părinții, dacă sunt fericiți, atunci își vor exprima punctul de vedere în consonanță cu dorințele celor care fac managementul UAT-ului respectiv. Deci avem numai de câștigat. Dacă facem așa, ar fi un win-win all the way. Investiția în educație este exact investiția către care ar trebui să se concentreze toate primăriile, pentru că orice investiție în educație se întoarce înzecit în timp în UAT-ul respectiv. Am înțeles. Mulțumim, domnule Ștefan Păteanu, pentru prezența în acest podcast. Sunteți director general al companiei EduApps și în cadrul asociației EduApps sunteți președinte. Chiar suntem dornici să continuăm discuția aceasta cu noi proiecte pe care le propuneți comunităților locale. Sunt Ioan Chioreanu, ați urmărit un podcast realizat de Ghidul Primărilor, vocea administrațiilor publice. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim spor și succes în toate proiectele pe care le aveți, zile senine și bucurii, și nu uitați, România poate merge înainte doar prin implicarea noastră a tuturora, a fiecăruia în parte, a fiecărei comunități mici sau mari, care își dorește o dezvoltare sănătoasă, firească și sustenabilă. Vă mulțumesc! Mult succes!